La da 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 în față, ca orice om mai am probleme, dar trec ușor peste ele. Mai Doamne, ca orice om trec prin viață și mai fac un pas în față, dar de dragul la copii am să muncesc zi de zi ca să le fac bucurii. Le, 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 le. Băi, Doamne, aș vrea să fiu nemuritor. Le, 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 le. Aș vrea să fiu nemuritor de dragul copiilor. La mine și pentru fratele meu, ca orice gladiator am să mă lupt până mor, de-a dragul ai mei copii, de-a dragul lor voi munci. Mai Doamne, ca orice om și gladiator am să mă lupt, n-am să mor pentru fericirea lor. Am să risc până am să mor
cât voi rezista pe picioare. Nimic nu va sta în cale, Doamne, de dragul ai mei copii. Voi munci până voi muri, atât cât voi sta pe picioare. Nimic nu va sta în cale, cât voi rezista pe picioare. Nimic nu va sta în cale, ca orice gladiator am să mă lupt până am să mor. De-a dragul copilor, trupa! Marian, pentru fata mea, pentru Azalea Maria, să rămână nașule la toți copiii noi. Să rămână la copiii voștri. Cu mantru m-am prăzit! Divanta lunașul mare pentru copiii la toată lumea, mod egal. Copilul Brâzli, copilul Maria Mandi, care îi consideră ca și copiii lui. Și pentru copiii la toată lumea, da 10 lor. Iau. La tine, Doamne, m-am rugat să-mi dai și mie un băiat. Rugămintea mea a ajuns la tine, Doamne, Tu mi-ai schimbat viața în bine. Doamne, la tine m-am rugat să-mi dai și mie un băiat. Rugămintea mea a ajuns la tine, Doamne, Tu mi-ai schimbat viața de bine. Ce bine e să ai băiat, că atunci când ești supărat îți pune perna sub cap. Dacă Tu ești supărat, nici el n-are somn în pat. Nici el n-are somn în pat. Doamne, ce bine e să ai băiat, acum văd și eu cu adevărat ce înseamnă să ai băiat. Măi, Doamne, acum eu am simțit, ce înseamnă să fii fericit. Emoțiile de părinte nu pot să-mi spun în cuvinte cât nu l-am așteptat. Și eu un băiat, am aștept de zile, tu ca să fii fericit. Una, două, trei, returneala! Thank you.
Iauzi, Mariane, vreau să asculți cuvintele astea care ți le cânt din suflet. Atențiune! Doamne, la tine mă rog, lui Flaviu să-i dai noroc. Doamne, mă rog, mereu noaptea în pat, să-i grijă de-al meu băiat, că atunci când plec de acasă, eu îi fac inima arsă. Doamne, la tine mă rog, lui Flaviu să-i dai noroc, să-l pui pe el pe primul loc. E așa cum am visat, mi-a dat Dumnezeu pe ea. După mulți ani și ani de zile, mi s-a schimbat viața bine. Peste tot unde aș umbla, în gândul mereu stă cineva. Stă, Doamne, băiatul meu, mila și suflai peste tot unde aș umbla, în gândul meu stă cineva. Stă Flavius, băiatul meu, mila și sufletul meu, măi, Doamne, mila și sufletul meu, băiatul meu, băiatul meu, e șeful meu, băiatul meu, mi l-a trimis Dumnezeu. Când am fost cel mai supărat, Doamne, rugămintea mea i-a ascultat. Băiatul meu, băiatul meu, Flavius al meu, te-am așteptat tot mereu și în sfârșit ai venit și m-ai făcut fericit, și m-ai făcut fericit, și m-ai făcut fericit. Alex al meu a venit și m-a făcut fericit. De mult am fost necăjit. Vreau să audă în oraș, acum am un urmaș, acum am un urmaș. E Alex băiatul meu, e Alex regele meu, te cheamă tăicuțul tău. De mult am fost necăjit,
Și acum sunt fericit. Și acum sunt fericit. Rugămintea mea la tine, Doamne, mi s-a schimbat viața în bine. Mi s-a schimbat viața în bine. Să audă prin odăgaș că acum am un urmaș. Că acum am un urmaș. Yeah, ales mai adume. Trimis de la Dumnezeu. Era ales băiatul meu. Trimis de la Dumnezeu. L-ai ales number one. E viața lui Marian. E viața lui Marian. Ales băiatul meu. Ăla e urmașul meu, da. Toată lumea să știe. Când toată lumea să știe. Rămân pe poziție.